Un studiu realizat în primele luni ale anilor 2013, 2014 și 2015 relevă o realitate alarmantă pentru tradiția românească. Sunt oferite tot mai puține mărțișoare an de an. Astfel, specialiștii estimează că obiceiul riscă să dispară cu totul în doar 10 ani, dacă tendința actuală continuă. Studiul subliniază că majoritatea femeilor nu mai păstrează tradiția de a purta mărțișoare. De ce se punea bănuțul de argint? Pentru că era foarte important într-o perioadă din asta către primăvară, când se răcește ușor, când se îmbolnăvesc, când bacteriile circulă foarte mult, bănuțul ăla în preajma pielii și a copilului îl păzea un pic de răceală. Nu știm că argintul așa se face și aiasma și avea niște... Era o măsură apotropaică, nu se punea un săculeț cu camfor la gât și bănuțul de argint la mâniță. Era firul roșu care păzea de ochi, deci de congestie cerebral. Era inițial, el reprezenta viața și avea 365 de răsuciri. Aceeași cercetare arată că 86% dintre bărbații care oferă sau au oferit mărțișoare sunt demotivați de faptul că acestea nu sunt purtate de doamnele și domnișoarele care le primesc. Acest comportament duce la pierderea interesului bărbaților de a căuta, cumpăra și oferi mărțișoare la începutul lunii martie. De altfel, muzeograful Giurgiu Vean spune că pe vremuri mărțișoarele erau oferite de către părinți copiilor lor. Pentru că nu e corect să le cumpere până la urmă, nu? Nu asta este tradiția. Acum știți cum era? Dacă pe vremuri când se era important mărțișorul, dar nu băieții dădeau mărțișoare fetelor, da? Ci părinții. Mai ulterior s-au cumpărat așa, sau cumpărăm 12.345 de mărțișoare ca să dăm tuturor. Nu e corect. Mărțișorul ăsta se dă cu un gând, el trebuie să fie încărcat cu această energie pozitivă de la părinte către copil. Mărțișorul sub forma inițială a unui șnur roșu-alb și deseori a unui bănuț de argint este o veche formulă prin care se sărbătorește venirea primăverii, întoarcerea la viața a naturii. În România este perceput și ca o modalitate de a arăta respect și afecțiune persoanelor cărora li se oferă.